Hâț cu lapte, hâț cu cereale, hâț cu bună dimineața, hâț cu multă, multă mâncare, hâț cu challenge, hâț cu tot ce trebuie. Johnule, suntem în Park Lake și dăm drumul unui nou challenge, așa cum v-am spus, pentru că n-am mai filmat de mult. Astăzi, 5 persoane decid ce mâncăm sus în zona de mâncare. Cum o să facem asta? Foarte frumos. Mergem la cineva care vedem că este camera friendly și îl invităm să fie alături de noi și să ne spună un lucru de mâncat din tot mall-ul. Mare atenție, nu trebuie să fie neapărat din zona de mâncare, poate să fie și din supermarket, poate să fie de oriunde vă taie capul. Așa că începem un challenge pentru că toată lumea ne-a cerut la comentarii, sperăm să vă placă. Nu uitați să dați și like și să scrieți la comentarii dacă aveți sugestii sau idei de alte challenge-uri pe care le putem face, pentru că știm că vă plac atât de mult. Nu mai stăm la vorbă și dăm drumul în mall să căutăm prima persoană care decide ce mâncăm astăzi. Hai la treabă. Avem deja prima masă la care am întâlnit oameni frumoși, oameni drăguți, oameni cu energie bună, așa că începem. Salut, bună ziua. Avem o rugăminte. Astăzi filmăm un challenge. Mâncăm ce ne spun oamenii din mall să mâncăm. Așa că avem o rugăminte. Dacă aveți plăcerea, trebuie să ne spuneți un lucru pe care să-l mâncăm astăzi. Mici cu cartofi prăjiți, doamnă. Sărut mâna, vă mulțumesc foarte mult. O zi frumoasă. Mici cu cartofi prăjiți este primul lucru pe care trebuie să-l mâncăm astăzi în mall, așa că trebuie să căutăm de unde, de la Taksim, de la Dinner, gata. Facem o poză cu doamna și mergem să mâncăm primul meniu ordonat. E, păi dacă tot merge treaba bine, de ce vă feriți de vlog? Nu vă feriți, veniți încă, facem și poză. Tocmai ce am schimbat regulile, Johnule. O să luăm de acum cele 5 meniuri pe care le mâncăm, după care le cumpărăm pe toate, facem un thumbnail din ăla șmecher și ne apucăm de mâncat. Sperăm să fie cât mai multe calorii ca să ne iasă treaba bine. Bun, faceți parte din noul challenge pe care eu îl filmez. Mănânc ce-mi spun oamenii să mănânc, ce-mi ordonați voi să mănânc. Așa că avem deja de la doamna un meniu de mici cu cartofi prăjiți. Avem nevoie de al doilea lucru de mâncat pe care trebuie să ne spuneți chiar voi. Mamă, ce dur joci, Johnule. Bun, deci avem un bucket de la KFC și o salată coleslaw. Facem o poză cu tinerii noștri și avem deja al doilea meniu. Deja se umplu caloriile, avem un număr consistent. Mai avem 3 meniuri de adunat, după care ne punem la masă să mâncăm. Revenim, hăți. Băi, băiatule, așa vibe în mall. Am venit somnoros de la RMN și m-am încărcat în 2 secunde. Ei sunt băieții Cezar, Hâzjonule și Cristian, cel de-al treilea grup cu care ne-am întâlnit în mall. Și evident cea de-a treia echipă care o să ne ordone ce să mâncăm astăzi în challenge-ul Mănânc ce-mi spun oamenii din mall. Vă rog frumos să-mi spuneți ce trebuie să mănânc. Poate să fie orice, desert, nu știu, orice vă trece prin cap, doar să poată fi cumpărat din mall. Un The Box de la KFC. Un The Box de la KFC și tu ai zis un Big Mac, da? Bun, deci mâncăm un The Box de la KFC, habar n-am ce asta, dar cert este că avem deja un bucket, deci vă dați seama cât de mare s-a făcut acest meniu, și un Big Mac de la frații noștri de la Mac. Sper să nu comenteze iarăși că ne supărăm, Johnule. Pedalăm la al patrulea meniu, mai avem încă 2 meniuri de adunat, după care o să facem masa cea de taină, Johnule. Deja ni s-a făcut un semn de la o masă, așa că mergem frumos să vedem ce se întâmplă acolo. Avem 4 tineri care stau, cred că au mâncat deja, să vă fie de bine, Hâzjonule. Astăzi faceți parte din Mănânc ce-mi ordonă lumea din mall să mănânc, așa că vă rog frumos, aveți milă de mine pentru că sunteți 4 la număr și gândiți-vă, dacă ar fi toți 4 să-mi ordonați ce să mănânc, ce ar trebui să mănânc? Deci până acum nu s-a dat decât mâncare și mă tot rugam, zic, poate vine o asta, e, bă, un desert, o dumă. Cel mai șmecher lucru de mâncat, Johnule, un tort de la Nedelia. Și știți cum o să-l mâncăm? Cu mâna, pentru că nouă ne place să ne mai muțărim, nu ne este frică și nici rușine. Avem deja cel de-al patrulea meniu, mai avem nevoie de unul și dăm drumul challenge-ului. Hăț, hăț, hăț. Hăț, Johnule, și în sfârșit am întâlnit și cea de-a cincea persoană care o să încheie ciclul Mănânc ce-mi ordonă oamenii din mall. Avem deja 4 meniuri, mi-e frică de ce am de mâncat de la primele 4 echipe. Să trăiți cu respect. Astăzi filmăm în felul următor, Mănânc ce-mi ordonă oamenii din mall. Așa că vă rugăm frumos să ne spuneți ce să mănânc, orice vă trece prin cap din acest mall. Un donor de la Mesopotamia. Un donor de la Mesopotamia, Johnule, și cu ocazia asta am încheiat ciclul oamenii îmi ordonă ce să mănânc. Mergem să comandăm toate meniurile, ne așezăm la o masă, facem un thumbnail și dăm drumul ploii de calorii. Hăți, Johnule. Începem lista de comenzi, Johnule, nu este mică deloc. Sărut mâna, doamnă, vrem așa. Un bucket, vă rog frumos, o salată coleslaw, vă rog, și mai vreau un The Box, nu știu ce înseamnă nici asta. Și atât de la dumneavoastră. Cam asta e de la KFC, revenim cu comenzile. Hăți, Johnule, avem primele 2 pungi de la KFC și deja mi se pare foarte mult de mâncat. Am ajuns la dinner și avem de luat aici, după cum ne-au ordonat oamenii, o porție de mici cu cartofi prăjiți. Ne așezăm la coadă. Gata, Johnule, am rezolvat-o și pasta. Uitați-vă, vă rog frumos, cât de bine arată cartofiorii, exact de aia cum îmi plac mie, natural. Doamne, punem punguță, achităm și mergem către Mesopotamia. Sărut mâna, doamnă, vrem și noi un doner, doar sandwich-ul la pachet, da. Să fie mare, doamnă, dacă tot o facem, să o facem cum trebuie. Nu ni s-a spus când ni s-a ordonat ce să mâncăm, dacă mare sau mic, dar vedeți că nu suntem chitroși. Ne aruncăm la cei mai mari, revenim după. Cum nu se putea mai pe placul meu, Johnule, la calculatoare.
mare. Sandwichul Big Mac, finalizează comanda. Gata. Mai avem de cumpărat tortul de la Nedelia și avem ce mânca, zic eu. Revenim de la Nedelia. Deci am ajuns la ultima dintre cele 5 comenzi ordonate de oamenii din mall și oscilăm între două torturi. Ce să luăm? Red Velvet, care știu că e extrem de bun, sau Bavaria, care na, e Bavaria, înțelegeți ce vreau să spun. Facem în felul următor. Ala bala portocala, suie Elen coboară scara și jere cu mașinuța, o sărută pe Cristinuța. Red Velvet, hai este. Să rămână, avem și noi un tort Red Velvet, vă rugăm frumos. Luăm tortul Johnule și mergem la masă. Nu știu cum o să reușesc să mănânc cât am luat. Nu știu câte mii de calorii, zeci de mii de calorii or fi acolo, dar vă promit că o să mănânc până crăp. Revenim de la masă. Nu-mi dau seama dacă voi sunteți pregătiți de acest challenge, pentru că eu cu siguranță nu sunt pregătit. Nici nu știu dacă știu să număr câte calorii sunt aici, mi-ar fi plăcut să știu. Și sincer, dacă voi aveți răbdare să calculați, pentru că ați auzit împreună cu mine ce am cumpărat, vă rog frumos să ne spuneți o cifră estimativă a acestor calorii. Un challenge extrem de agresiv, mi se pare. Și o să spun în felul următor. Cu siguranță vom da tortul la o parte, pentru că tortul va veni când nu voi mai putea îngurgita nimic din mâncarea propriu-zisă. Îl punem aici. O să o luăm așa, cu ce ne spune sufletul prima oară. Și sufletul meu îmi spune: mici cu cartofi prăjiți, Johnule. După care o să începem să mâncăm din toate, efectiv, pentru că nu cred că avem cum să respectăm vreo ordine, Johnule. Îi dăm drumul. Hăți. Mamă, dar cartofii ăștia sunt senzaționali. Wow. Iar sunt foarte curios cât voi reuși să mănânc. N-am mai făcut de mult un challenge atât de consistent, ca să spun. Am vrut să invit pe câțiva dintre tineri pe care am întâlnit la masă, pentru că știu că îmi vor rămâne foarte multe, dar nu s-a băgat nimeni cu mine la masă. Eu n-am mâncat niciodată bache de la KFC, nici nu știu ce sasea. Ce vreau să mănânc un sandwich? Orice ar fi, Johnule, pedalăm cu stoicism înainte, pentru că, sincer, nu numai că mi-era o foame de muream, dar chiar îmi doresc să văd cât pot să termin din ele. Cine a mai mâncat până acum mic cu sos de la KFC? Nimeni. Joacă cu pasta. Ca și cum nu era destul, mai avem și dita mai ciofi și ormoiul ăsta, donerul ăsta de la Mesopotamia. Stai așa să nu fac deranjul la maxim. 3, 2, 1... Bun, doamne, de cu timelapse. Ce-i asta, uite, mamă, surprize peste surprize, Johnule. N-am comandat atât de mâncare în viața mea. M-au oprit niște tineri din mor și mi-au spus: domnule, dar ți-ai luat ceva de mâncare, să-ți dai seama cum arăt eu din exterior. Uite-și, bă, nehalitul ăla cât mănâncă animalul. Sincer, dacă KFC, nu înțeleg care-i faza cu salata asta înghețată, eu zic eu. Adică de ce înghețată? Băgăm acolo, că se dezgheață în stomac. Am în stânga mea un grup de tineri care sărbătoresc o zi de naștere de 11 anișori și când îmi dau seama că mai trebuie să mulțesc cu 3 ca să ajung la mine, mă ia bățul. Johnule, nu vă grăbiți să creșteți. Copilăria este superbă. Bă, dar cartofii ăștia naturali sunt senzaționali, mă. Mă, de ce se găsesc atât de greu? De ce mâncăm atât de mulți cartofi ăștia la pungă? Nu înțeleg. Cartofii sunt făcuți să fie naturali, bă, tată. Și ăsta, mă. Se aude din spate carne. Dă-i cu micul, tată, că tot micul e baza. Micul românesc, 100%. Nu mă grăbesc, am un plan așa. Vă spun sincer că n-am cum să mănânc tot. Ar înțelea să vă mint. Și nici nu vreau să le arunc la gunoi și după aceea să zic: ah, am mâncat tot, vrăjeală cu camera. Nu, îmi doresc așa. Să termin asta de la Mesopotamia, să termin Big Mac-ul, să termin micii, mai am un mic jumate. Deja am spus multe lucruri, vedeți, da? Nu, tortul e tort, tortul mâncăm oricum. Mai mănânc așa. Deci, uite, spun ce mănânc, da? Încă un crispy, încă o aripioară. Mamă, deci mai am și pe aici, nu pot să cred, frate, ce e cu atâta mâncare. Bă, vă spun o chestie. Nu o să aruncăm ce este aici, pentru că mi-a venit o super idee. La sfârșit strângem bachetul și îl dăm unui copilaș pe afară. Nu se poate să nu găsim pe cineva care are nevoie de mâncărică, care poate nu-și permite să mănânce astăzi. Ar fi culmea culmii să arunc atâta mâncare. M-ar bate și Dumnezeu în primul rând și știți că nu vreau să fac asta. Am zis așa, uite, deci mănânc ăsta, astea. Asta deja putem să le băgăm la loc. Hai mai scoate un copan de aici, să nu ziceți după aia că ia uite-l mă și pe ăsta, nu se îndoapă. Bachetul pregătim aici pentru cine îl va primi după și va fi norocos. Mai dăm cu coleslaw, mai mâncăm și restul ăsta de ciofi ăsta, sandwichul ăsta de la KFC. Asta îl punem tot la donație aici, frumos, facem și noi o faptă bună astăzi, dacă tot am aruncat atâția bănuți pe mâncare. Și ce rămâne din cartofi, oricum sunt extrem de mulți cartofi, prăjiți, Johnule, uite, deja pe ăștia putem să-i punem aici și toți sunt mulți. O să punem tot în bachet și o să facem o faptă bună, așa că lăsăm iarăși pe timelapse și eu mai basculez acolo ca să nu cădeți cu vreo vrăjeală și că aruncă cineva mâncarea, că nu vrem să vă mințim. Dar niciodată n-am mințit aici pe vlog și nu vrem să începem de astăzi, pentru că până la urmă realizați că este mult prea multă mâncare să pot termina, ar fi o minciună să spun că am terminat-o. Hai cu timelapse-ul. În caz că ați uitat, noi în 45 de minute trebuie să fim la scenă și într-o oră suntem pe scenă. Sper să-mi iasă Big Mac-ul la dans. Am cerut vecinilor un suc, Johnule, că noi avem aparatul pe suc, cât e pe timelapse, și am trimis-o pe Cori să mai ia un suc de mere, dar până se întoarce nu mai pot. Simt că n-alunecă situația deloc. Doamne, cât de greu e. Cât de nasol e fără mâncare, dar cât de greu e să te forțezi să mănânci. Greu, Johnule.
Am terminat Big Mac-ul, domnule. Primul obiectiv atins. Acum vreau să dovedesc că ăsta de la Mesopotamia, nu știu cum o să fac. Da, mă chinui. Oricum trebuie să recunoaștem că a început să se golească masa. Să vedem dacă mi iese. Hai că a venit cu sucul. Deci îi dau cu niște suc înainte și după aceea încerc direct să mă duc pe cursă. Ia să vedem. Încerc. Cu siguranță greu și deja mă ia somnul, Giulie, nu vine să cred. Corpul uman este fantastic. Deci când am venit aici, îmi venea să zburd prin mall-ul ăsta. Era o foame, puteam să alerg 10 km. Mănânc de 20 de minute și mă ia somnul de la o gură la alta. Mai bag micii, cum mi-am promis, Giulie, și încheiem cu desertul. Nu de alta, dar mie, că o să avem o surpriză pe scenă. Hai, tată, două guri și le-am dat gata. Doamne Dumnezeule, o să mor! Hai cu micii! Ce plină era masa și ce goală a rămas! Mai lovim jumatea asta de mic, Giulie, că nu se mai poate. Deja stau să crăp! Mamă, ce greu e! Ultima bucățică de mâncare, după care trecem la tort, Giulie. Nu pot să cred cât de greu a fost challenge-ul ăsta, nu mă așteptam, sincer. Când m-am gândit la oamenii din mall-ul Mordona ce să mănânc, prima oară m-am gândit să punem 10 persoane. După aia zic, hai mă că poate n-avem timp să ajungem la concert, hai să punem doar 5 persoane. Am pus 5 persoane și uitați-vă că nu mai pot să mănânc și mai am și un bucket de donat pentru cei care nu au. Doamne, eu mă așteptam ca oamenii să zică un sandwich, un mic. Bosule, primii pe care i-am întâlnit în mall mi-au zis direct un bucket, voi vă dați seama? Ultimul mohican, Giulie, se duce pe șoseaua, pe autostrada gâtului. Punem cartofiorii în bucketul pe care o să-l donăm celor care au nevoie de mâncărică. Îl dăm deoparte și trecem la tort, Giulie. Hați. Acel moment, Giulie, când nu te mai miști, te târăști efectiv la loc. Am făcut și curățenie pe interior, așa cum ne-a învățat mamișor, niciodată nu lăsăm mizerie la locul de muncă. Și am ajuns la acest red velvet pe care am promis că îl vom mânca cu mâna. Și nu-mi place să nu mă țin de cuvânt, Giulie, Giunuțule. Avem vecinii aici cu ziua de naștere, sunt blindați cu șervețele, așa că copii, să nu faceți asta acasă, vă rog frumos. Da, doar vă uitați și râdeți la mine cum mă mai muțăresc. Conform proverbului, mâna greblă se făcu, Giulie. Luăm o bucată de red velvet și mâncăm pentru că nu avem cu ce să mâncăm. Wow, ce bun e! Mamă, ce bun e! Bă, wow! 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 V-am auzit de foarte multe ori de red velvet ăsta, dar îl vedeam ca prăjiturică mică. Și numai povești de genul, mamă, ce bun e red velvet, mamă, cum e prăjitura asta. Vă dați seama că inima mea m-ar fi pus să iau tortul ăla pe nume Bavaria, că zic, bă, am mașina acum, am, zic, hai să luăm tortul Bavaria, dar a fost atât de puternic impactul cu red velvet încât am zis, nu se poate. Cam asta a fost challenge-ul nostru, mănânc ce mordonă oamenii din mall, Giulie. Până una alta, nu uitați să dați subscribe. Dorian Popa să aprindeți cățopelul, pentru că în fiecare dimineață suntem aici cu surle, trâmbițe și energie pentru a vă face zilele mai frumoase, mai calde, pentru că acum sunt destul de reci, și mai energice. Nu uitați să vă rugați să n-am vreo intemperie pe scenă astăzi, înainte de concertul cu Antonia Cânt Eu, așa că ne-am rugat ca Big Mac-ul să stea la locul lui, Red Velvet-ul să stea la locul lui, KFC-ul să stea la locul lui. Nu uitați să dați follow pe Instagram, Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe Obositul Domn Facebook. Și de asemenea, țineți ochii pe www.dorianpopa.ro, pentru că avem acolo cele mai noi merch-uri pentru voi. Stocul de căni a fost updatat. Să aveți o zi, o săptămână și o cafeluță mirobolante. Hăți, Giulie! Când vă gazela antilopa, pozăm să avem ce developa. Și uite așa ne trece noaptea și patul face scârț. Și-am eu nu vezi la altcineva, dar să